Salut și bine v-am găsit pe tutorialevideo.info. Eu sunt Dragoș și în acest tutorial o să vă prezint o metodă care ne permite să căutăm sau să dăm browse rapid prin calculator cu un singur click. În mod normal, atunci când căutăm ceva în calculator, deschidem This PC sau Windows Explorer, mergem în partiția care ne interesează. În cazul meu am doar o partiție, partiția C. Voi probabil aveți mai multe partiții. Intrăm în partiția care ne interesează, după care mergem în folderul respectiv, probabil mai deschidem două sau trei subfoldere și într-un final ajungem la fișierul sau folderul care ne interesează. Există situații în care avem de navigat prin mai multe foldere până ajungem la ceea ce ne interesează, avem de parcurs un drum mai lung. Acum, bineînțeles, depinde de fiecare cum are organizată structura ierarhică a folderelor și fișierelor pe calculator, însă sunt situații de genul când, de exemplu, merg în Windows, System 32, aici poate vreau să deschid drivers, după care deschid acest folder, îl deschid și pe acesta și, într-un final, să zicem că mă interesa acest fișier. Avem de parcurs această cale. În cele ce urmează o să vedem cum putem economisi timpul și cum putem naviga în orice locație din calculator cu doar un singur click. Da. Pentru asta vom da click dreapta pe taskbar, debifăm loc de taskbar, dacă avem bifat această opțiune, după care mergem pe Toolbars, New Toolbar, se deschide această fereastră și aici nu trebuie decât să dăm click pe This PC, după care clic pe Select Folder. În partea dreaptă observăm că apare This PC, apare această bară, putem să tragem stânga-dreapta, dacă tragem spre stânga, observăm că apar și aceste foldere, vă recomand să o lăsați spre dreapta, dacă dăm clic dreapta putem debifa aceste opțiuni, Show Text și Show Title, dacă debifăm Show Text, va dispărea textul pentru aceste foldere, iar dacă debifăm Show Title, va dispărea This PC. O să las bifat Show Title, o să las exact așa. La final, dăm click dreapta și blocăm taskbar-ul. Iar acum, pentru a da browse cu un singur click prin calculator, dăm click pe aceste săgeți, se deschide această listă și nu rămâne decât să stăm cu mouse-ul pe folderul sau partiția care ne interesează. De exemplu, Local Disk C, stau cu mouse-ul pe el, mă duc în Windows, am această săgeată jos cu care dăm scroll, caut System 32 sau orice alt folder. Stau cu mouse-ul pe el și se deschide pe rând fiecare folder. În acest fel ne putem mișca mult mai rapid prin sistemul de operare. Nu mai trebuie să dăm dublu click pe fiecare folder sau scurtătură. La prima vedere, bineînțeles că pare o banalitate, însă sunt convins că mulți dintre voi nu știați de acest truc, să-i spunem așa. Acum știți, vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă mai aștept și cu alte tutoriale.